Compania pe care am creat-o în 2016 a fost cel mai mare proiect, da, în perioada aceea pentru logistica mult-americană. Nimeni până atunci nu își putea închipui că asta e posibil de creat în Republica Moldova și asta o să funcționeze. Și noi am înțeles atunci că domeniul dat o să fie clonat, o să fie la foarte mare căutare în următorii 5-10 ani. Eu am fost dat afară din compania mea. Emoțional m-am simțit trădat, fiindcă cu aceste persoane noi nu ne știam de o zi de două, ne știam de foarte mult timp. Aveam un venit stabil de câteva mii de dolari pe lună și acum, peste noapte, m-am pomenit cu zero. JustConsult, cetățenie română, lansează o super ofertă pentru cei care urmează să transcrie certificatul de naștere și cel de căsătorie românesc. Ai 10% reducere pentru fiecare certificat românesc transcris cu ajutorul companiei. Cu peste 20 de ani de experiență în domeniul perfectării actelor românești, JustConsult îți oferă siguranța și garanția de care ai nevoie. Transcrie actele de stare civilă legal, rapid și cu 10% reducere. Sună la numărul afișat pe ecran și bucură-te de ofertă! Astăzi o să aflați istoria lui Victor, care ne demonstrează că din orice experiență se poate de învățat și nicio trădare nu trebuie să te distrugă, ci să te facă mai puternic și mai motivat. Însă, înainte de a afla istoria, abonează-te la canal și fă click pe clopoțel ca să afli primul când voi posta un video nou. Iar dacă ai și tu o poveste de viață interesantă, te rog să-mi scrii un mesaj aici, pe Instagram. Și poți fi unul dintre următorii protagoniști ai monologurilor. Mulțumesc! Mă numesc Victor Tip, am 36 de ani, am creat două companii de la zero, cu venituri de milioane și astăzi o să vă povestesc cum am făcut acest lucru. Sunt original din orașul Leova, născut în orașul Leova, fac parte dintr-o familie din doi copii, părinții sunt de profesie economiști, am învățat ca și orice alt tânăr într-un oraș mic, într-un liceu simplu, am terminat facultatea de drept la Universitatea de Stat din Republica Moldova, specialitatea drept public. Nu am urmat cariera în jurisprudență de avocatură sau procuror, având în vedere că în perioada când am terminat facultatea eram într-o zonă de incertitudine cu partea legală în care se făcea dreptate în Republica Moldova și nu am vrut să fac parte din acest sistem. Și am decis să plec la o companie internațională cu profil total diametral businessului moldovenesc. La vârsta de 20-21 de ani după facultate, nu dădusem încă examenul de stat, deja am căutat un job unde să mă pot angaja și am, spre marea mea bucurie, am dat despre poziția vacantă pe zona de sud în care locuiam, agent de vânzări la compania Coca-Cola, Helene Group, da, atunci era să numea, atașat grupului de țări cu sediu la Atena. Am participat sau am depus CV-ul în rândul cu 8 alți băieți sau tineri care aspirau la această poziție și probabil am fost selectat în baza testului de vânzare a unui calculator care mi-a dat la alegere persoanele din interviu să-mi aleg un obiect de pe masă, era o păpușă, o minge și un calculator de calcul matematic. Și eu am câștigat prin fraza că pentru a vinde un număr foarte mare de calculatoare la un preț în avans, ar trebui să mă consult cu managerul superior, ceea ce era egal sau corespundea cu politica unui departament de vânzări în care un angajat nu poate ia o decizie care nu ține de nivelul său de atribuire, da? trebuie să confirme cu superiorul. Dar înțelegesem că vreau să lucrez în compania dată din primele momente în care am pășit în acest sediu, în care din strada industrială 48, plină de gropi și praf, în care pe stânga sau pe dreapta observi ruine a fostei
perioade sovietice în care noi am trăit, cu fabrici, uzine lăsate în paragină, da? Și intri pe o poartă cu securitate, cu tot ca la carte, vopsit în culori, după programul de securitate, pe unde trebuie să meargă mașina, pe unde trebuie să meargă omul, oamenii în vesti portocalii, oamenii în vesti galbeni, toți în căș, cu pantofi de protecție, cu denumiri, cine sunt ei, care este funcția lor, te ridici în birou, vezi recepție, se adresează frumos, te servești cu cafea, cu apă și tot ce urmărești tu deasupra ochilor înseamnă cultură, înseamnă valori, înseamnă deschiderea față de oameni, înseamnă prietenie și tu îți dorești aici să lucrezi și să te dedici. Da? Asta au fost primele minute, primele senzații în care eu am pășit în cadrul companiei. Eu am fost selectat în anul 2008 pe poziția de agent de vânzări pe zona de sud, în care eram atașat raionului Leova și raionului Cantimir. Zona geografică se întindea de la Hâncerș până la Cahul și până la Comrat, într-un diapazon de vreo 70 de sate, două raioane și 1200-1100 de kilometri de săptămânal de condus. Noi am învățat foarte multe tehnici de vânzări, noi am învățat foarte multă analiză de piață, de marketing, chiar și dacă eram în departamentul de vânzări, noi nu aveam foarte multă tangență cu marketingul, da? Dar noi participam ca și zonă de flot de teren să analizăm mesajul în campaniile pe care compania le seta, campania de Crăciun, mesaj de Crăciun, mesajul adresat consumatorului, campania de Paște, mesajul adresat consumatorului pe placate, în reclamă, în spoturi publicitare, în limba rusă, în limba găgăuză, în limba română, cum o să ne leagă consumatorul, ce spune consumatorul din piață. Și mai mult ca atât, este un element care eu am să-l țin minte toată viața, se numește canibalizare de brand, în care noi am fost martori, în care compania, ca să dea direcție pentru un anumit brand, setează sau listează, scoate din liste alte branduri care îl încurcă. Istoria este cu ceaiul Nesti, ceaiul rece Nesti, în care erau listate patru arome în perioada anilor 2010-2011, în care Nestle de persic canibaliza aroma de lime, Nestle de fructe de pădure canibaliza aroma de lime, persic și verde. Produsul care este cât mai aproape de compotul moldovenesc, Nestle fructe de pădure, se vindea și era out of stock în toate rafturile din magazinele și frigiderile din țară, pe când Iceland 3 arome expirau. Compania ne-a anunțat că va scoate din producție sau din vânzare cea mai vândută aromă ca să dea curent și coridor pentru Iceland 3 și să reeduce consumatorul să migreze spre alte două arome sau trei arome care sunt în listă. Da. Ceea ce înseamnă că nu totdeauna ceea ce ai tu cea mai bună în listă este cea mai important, cea mai trebuie de vândut. Trebuie să te gândești la tot spectrul de produse. Da, noi am fost martori, eu am fost martor, eu am înțeles o lecție din asta și dacă o direcție sau un produs îți poate distruge întreg spectrul de vânzări, trebuie să iei decizii să renunți la el. Compania Coca-Cola aparține un spectru foarte mare de produs, cum ar fi Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, Dorna, Izvorul Alb, Energizanti, Ceaiuri Nesti, mai au acum în distribuție cafea rece și multe alte istorii, multe alte produse, fiindcă ea se listează la nivel global și preia sau cumpără produse iubite de o careva țară, cum a fost și Viva, la rândul ei, cumpărată în 98 sau în 2000 de la Efes Vitanta, ceva genul dat, istoria. Omorâtă, fiindcă unele băuturi dispar din portofoliul unei țări ca să dea libertate brandului principal, produsului Coca-Cola. Asta e produsul principal. Dacă un produs local direct concurează
cu produsul de bază, atunci el este sortit pe ei. Automat, da. Eu tot așa aș face. Compania Coca-Cola permanent a dat oportunitate de creștere talentelor. Nu este neapărat să vii cu un background de familie în spate, că ești fișorul cuiva sau fiica cuiva. Nu. Rezultatele vorbesc de la tine, abordarea vorbește de la tine, atitudinea vorbește de la tine și rezultatul din piață. Rezultatul din piață este perpendicular cu vizita de control. Nici o persoană nu poate crește în companie fără un control amănunțit a zonei în care el a avut ca și distribuție. Așa s-a întâmplat și cu mine în anul 2011, când am fost promovat din zona de sud pe o zonă similară în capitală și în doar 2 luni jumate eu am bătut cumva recordurile la nivel de zonă de distribuție și excelență în canalul meu sau în zona mea de lucru și am primit probabil cea mai dorită și cea mai solicitată și visată poziție din companie, Horeca, reprezentantul companiei Coca-Cola pe segmentul de cluburi, restaurante și tot ce înseamnă centre de agrement top Chișinău. Asta era cea mai dorită, având în vedere că îți schimbi mașina, îți schimbi abordarea și sâmbătă, vineri seara și sâmbătă seara faci așa o, se numește vizită de piață, clubbing, da? În care tu schimbi mașina de pe o mașină simplă, zbori pe o mașină mai solidă și te parchezi în fața cluburilor, mergi în cluburi de noapte gratis, vorbești cu administrația cluburilor, îți faci relații cu barmanii, te uiți, faci concurența, ce consumă consumatorul, care sunt tendințele concurenților în combinație cu diferite proiecte. Am lucrat în poziția de reprezentant al companiei pe segmentul Horeca, da? Și key account manager pe segmentul de Horeca Chișinău până în anul 2015. Plecarea mea vine în schimbul accensiunii mele rapide. Eu am crescut în carieră foarte repede, dar în corporate sau în companiile mari există și vârsta biologică pe care o să aibă persoana pentru a accede și mai sus și erau careva situații în care eu trebuia să aștept câțiva, poate un an, doi, să aspir mai sus, da? Ceea ce eu credeam că o să irosesc doar timpul și am plecat cu cea mai mare mândrie și cea mai mare bucurie în suflet în toți anii care m-am aflat în această companie. Salariul la companie era în jur de 10.000-10.500 de lei plus 3.000 de lei bonus pentru îndeplinirea obiectivelor setate la nivel de lună. Experiența mea cu domeniul de logistică americană vine în urma unei experiențe deja căpătate într-un proiect pilot cu o companie mold-americană și în anul 2016 am fost, nu că am fost rugat, da? Am căzut de acord cu un grup de investitori să creăm o companie de la zero sau eu să, pe experiența creată deja de mulți ani în Coca-Cola și cu proiectul pilot în logistică, să creăm cea mai mare centru logistic mondo-american. Poziția mea în companie era să creez acest proiect de la zero cu banii investitorilor. Cota parte de gentleman agreement, cum s-ar spune, era egală, doar că nu era și pe documente egală. Da? Eu aveam un salariu stabilit de comun acord și avea un procent din profitul companiei egal cu ceilalți 2 investitori. Compania pe care am creat-o în 2016 a fost cel mai mare proiect, da? În perioada aceea pentru logistica mold-americană. Nimeni până atunci nu își putea închipui că asta e posibil de creat în Republica Moldova și asta o să funcționeze. Desigur că noi am deranjat foarte multe persoane din Statele Unite, fiindcă eu am revoluționat sistemul de salarizare
și motivație direct cu oamenii implicați. Ceea ce înseamnă că omul nu mai este plătit salariu brut sau salariu fix lunar, dar este plătit în funcție de volumul de lucru pe care omul îl generează. Haideți să vă explic în ce constă procesul și lucru dintre compania creată în Republica Moldova și direct cu colaborarea cu Statele Unite. În Republica Moldova s-a creat un centru de logistic multifuncțional pentru un număr mare de operațiuni la un cost mult mai ieftin și setat 24/7. Da? Ceea ce înseamnă dispecerat, ceea ce înseamnă monitorizare, ceea ce înseamnă introducerea actelor în sistem, raportarea actelor în sistem, crearea anumitor, anumitor procese de calcul și multe alte aspecte pentru companiile din Statele Unite, direct, care la moment erau clienții noștri. Compania pe care s-a creat în 2016 direct lucra cu companiile de tracking din Statele Unite. Compania din Republica Moldova răspundea de a găsi marfă, de a gestiona tot procesul de la încărcare, descărcare, de transport, de documente, semnarea documentelor și evidența lor, până și la calculele de salarii pentru șoferi. Într-un cuvânt spus, partea de proces operațional din America a fost transferată parțial în Republica Moldova. De ce? Pentru că era mult mai ieftin atunci. În 2016 până în 2017, în timp de un an de zile, noi am ajuns la un număr de vreo 52 de angajați. Era în vremea aceea cel mai mare centru de logistică moldo-american. Nu mai știam sau nu cunoșteam că mai sunt companii cu așa un număr foarte mare de persoane angajate direct. Compania deja atunci încasa lunar, eu cred că peste un milion de lei, peste un milion de lei venit și plătea salarii peste media de piață la momentul dat. De ce noi spunem asta? Fiindcă CV-urile care noi le primeam de angajare veneau din toate rândurile de tipuri de angajați. Veneau și de la angajați din segmentul de bilete avia, care tot era un salariu motivant. Veneau din rândul profesorilor de limbă engleză. Veneau din rândul traducătorilor, persoane care lucrau în birouri de traduceri. Da? Ceea ce însemna că domeniul sau compania care noi am creat-o era mult mai atractivă ca și salariu pe care erau la moment atunci pe piață salariile plătite de persoanelor vorbitoare de limbă engleză. Asta tot e important de spus. Având un număr foarte mare de angajați, având și o vârstă foarte tânără, am înțeles că succesul unei companii este cu lucrarea directă cu angajatul tău egală. Ceea ce înseamnă că persoanele care lucrează în așa un domeniu trebuie să înțeleagă că este pe o poziție egală cu superiorul său sau cu managerul general. Asta poate duce la continuitatea unui climat sănătos de lucru într-un oficiu sau într-o astfel de sferă. Specificul companiei este unul foarte simplu. Compania are un profil de outsource, ceea ce înseamnă că pentru munca prestată ea percepe un comision. Angajatul companiei date nu lucra de iure sau de juridic la companie atașată din Statele Unite, da? De era atașat companiei locale. Respectiv, pentru volumul de lucru pe care angajatul nostru îl efectua pentru compania de transport, noi percepeam un comision. Din comisionul era plătit salariul angajatului nostru, zona lui de lucru, toate cheltuielile administrative și fondul de investiții care era setat pentru următorii ani. În formatul ăsta, toată lumea era conștientă și asta fac foarte multe companii în lume când lucrează pe segmentul de outsource. Da? Ei nu mai își bat capul de foarte multe procese operaționale, dar vin la degeata și își iau tot ce le trebuiește lor la pachet pentru un cost suplimentar sau pentru un cost de serviciu. Și noi am înțeles atunci că domeniul dat o să fie clonat
o să fie la foarte mare căutare următorii 5-10 ani. În anul 2018, în anul 2017, mai bine spus, noi am înțeles că vânzarea serviciilor companiei este numai suficient de făcut la telefon. Ar trebui să mergem să vizităm țara și să înțelegem cum ne privesc clienții noștri și să avem un dialog direct cu ei pe loc. Ceea ce m-a făcut pe mine să aplic la o viză de business pentru Statele Unite, care desigur că am reușit să obțin. Și în momentul în care eu am plecat în Statele Unite pentru a aduce sau a cunoaște clientul nostru de bază, eu am fost dat afară din compania mea. La modul practic s-a întâmplat foarte simplu, eu eram în zbor, plecam spre Statele Unite, am aterizat în orașul Chicago și în toată perioada de 8, 9, 10 ore de zbor, cabinetul meu a fost eliberat și oamenilor care eram în subordinea mea angajați, la care le-am făcut interviu, la care erau de perioadă îndelungată în echipa mea, au fost anunțați că Victor Tipa nu mai face parte din această mare companie. Chiar dacă eu am stat la fondarea, crearea, setarea, construcția tuturor, de la prima masă, de la primul om, până la omul, cred că numărul 60 sau 55, nu mai țin minte. Eu am plecat în calitate de director companiei de logistic și am aterizat în calitate de șomer din propriul proiect, în care n-am putut să-mi revendic niciun drept. Dacă să vorbim legal, ei au putut să mă concedieze doar din motiv că în contractul de angajare nu era stipulat cota parte a mea în companie și eram angajat ca director general în cadrul companiei, la care cota parte sau părți, componente din firmă mie nu mă aparțineau. În momentul în care eu am aterizat și am avut primul contact cu rețeaua de internet, clar lucru că am primit foarte multe mesaje și am fost anunțat că biroul meu a fost eliberat și oamenii au primit vestea pe partea de procedură internă. Desigur că nedumerirea mea a fost una foarte mare și am încercat să iau legătură cu foștii mei parteneri ca să întreb care este situația și care a fost motivul pentru care au trebuit să iei așa o decizie radicală. Pe când compania deja era pe un plafon de câteva milioane de lei venit anual și probabil cel mai clar pentru mine explicația a fost pericolul pe care eu putem să-l creez pentru ei, nefiind o persoană ușor controlabilă la nivel de management și mereu eram să-mi pun punctul meu de vedere, fiindcă eu știam exact cum s-a creat acest colectiv, eu știam exact care sunt pașii de frustrare care pot fi create pentru întreg colectivul meu și eu permanent eram să mă opun la anumite decizii a lor și probabil a fost mult mai ușor să mă înlături fiind în aer sau fiind pe alt continent. Dar eu totodată vreau să le mulțumesc pentru această oportunitate. Vreau să le mulțumesc că trăind această experiență, eu nu mai am avut de câștigat și dacă aș mai trăi încă o dată în momentul dat, niciodată nu i-aș judeca pentru decizia pe care a luat-o asupra mea, fiindcă astăzi Victor Tipa este produsul unei astfel de situații și le mulțumesc. Emoțional m-am simțit trădat, fiindcă cu aceste persoane noi nu ne știam de o zi de două, ne știam de foarte mult timp. Nu credeam că mi se poate întâmpla așa o istorie. Clar că material eram puțin deranjat, că aveam un venit stabil
de câteva mii de dolari pe lună și acum, peste noapte, m-am pomenit cu zero, nu cu zero că nu aveam nimic pus deoparte, dar cu faptul că nu o să mai am venitul acesta și nu o să trebuiască să înțeleg pe care direcție o încep. Eu m-am pomenit prima dată în America, fără job, fără bani și spre marea mea mirare, foarte repede în comunitatea moldovenilor din Statele Unite s-a ajuns informația că eu am fost dat afară din compania creată și mă aflu pe loc în state. Foarte multe companii m-au contactat și mi-au solicitat o întrevedere să cunoască persoana care a creat cea mai mare companie de dispecerat, nefiind o zi în America. Ne lucrând în Statele Unite, ne lucrând în domeniul de tracking, dar totodată creând una dintre cele mai mari companii de dispecerat outsource. Când deja, după câteva zile când m-am aclimatizat pe loc, am reușit să merg la câteva companii foarte mari de tracking și am înțeles că ceea ce am creat noi în Republica Moldova este perfect și corespunde ideal după stilul necesităților clienților din Statele Unite. Respectiv, am primit o ofertă foarte atractivă, foarte atractivă, nici nu puteam să-mi închipă că sunt așa de norocos. Am lucrat 4 săptămâni, am consultat câteva companii mari de tracking și am revenit acasă. Cel mai important moment este faptul că eu niciodată n-am lucrat pe track, n-am lucrat în domeniul de transport și prima dată m-am pomenit să văd industria dată când am pășit în Statele Unite, prima dată în 2018, dar fiind acasă în Republica Moldova, înțelegeam exact cum trebuie să funcționeze acest domeniu de la distanță. Cum s-a întâmplat totul, eu probabil din experiența de la Coca-Cola, din experiența pe care am trăit-o în compania Coca-Cola, am înțeles elementele cheie din funcționalitatea acestui domeniu. Business-ul de tracking funcționează foarte, foarte structurat și este un domeniu de afaceri riscant, care probabil după nivelul de risc este a treilea cel mai periculos domeniu din state. Nu mai știu acum în statistică, da? Funcționalitatea operațională acestui lucru este în care există compania de tracuri, există șofer sau proprietar de camion, există compania care vinde marfa și persoana intermediară dintre șofer și compania care vinde, da, sau de broker, care este dispecerul, care organizează, care setează, care duce controlul, care răspunde și care are ca și bază urmărirea procesului ca marfa de la încărcare până la descărcare să fie transmisă, livrată conform contractului care a fost agreat dintre broker și companie de transport. Mulți moldoveni fac acest business, având în vedere că este un domeniu care răspunde direct, probabil, muncii care este creată. În ultima perioadă este un domeniu mai dificil, având în vedere situația economic mondială, dar nimeni, nici din cei care mă privesc sau care sunt în Statele Unite, nu o să nege faptul că nu este un domeniu profitabil. Este un domeniu profitabil, este un domeniu greu, da? Dar probabil și interesant pentru foarte, foarte mulți conaționali noștri care sunt stabiliți în Statele Unite. Moldovenii noștri în Statele Unite au diferite roluri în această afacere. Da? Unii sunt proprietari de camioane, unii sunt proprietari de companii de tracuri, unii sunt șoferi începători, unii sunt șoferi deja cu experiență, unii sunt manageri în companii foarte mari, unii sunt contabili în companii foarte mari, unii sunt șefi de departamentul de securitate. Sunt foarte, foarte, foarte multe domenii pe care conaționalii noștri sau moldovenii noștri în state le înfăptuiesc direct în industria dată. Fiindcă industria dată, iarăși să mă repet, răspunde rapid și egal cu munca depusă. În 2018, când am înțeles că ceea ce am creat noi pe parcursul la câțiva ani cu prima companie corespunde exact
cerințelor companiilor din Statele Unite. Compania VVT a fost creată ca și la bază de companie de consultanță. Nu am mai vrut să mai trec încă o dată prin gustul amar a dezamăgirii și înțelegeam că a crea o companie de logistică interesantă, profesionistă, necesită foarte multe investiții. De aceea, prima perioadă am început să consult deja companiile existente din Chișinău și să le fac un audit intern pe partea de management. Ceea ce înseamnă că companie care se confruntă cu diferite probleme la nivel de setare, oameni, angajare, proceduri, eu făceam o analiză și dădeam sfaturile sau recomandările care ar putea să le îmbunătățească climatul intern. Cea mai mare paradox este că în câteva proiecte deja existente în Chișinău, eu am fost angajat să fac analiza date, am angajat oameni noi, după care m-am pomenit peste vreo 4-5 luni de zile că aceste persoane mă sună și îmi spun că vor să părăsească compania data, având în vedere că sunt tratați cu dispreț. Sunt tratați cu dispreț, foarte multă lume este frustrată, foarte multă lume este jignită. Nu vrem să intru în careva detalii ce ține de frustrarea lui personală, fiindcă mereu știu că bățul are două capete. Și adevărul este undeva la mijloc. Și într-o zi mi-am dat seama că ceea ce fac eu se potrivește exact după stilul meu ca și persoană. Și am deschis compania mea. Am deschis compania mea și am înțeles că dacă mie mi se primește foarte bine să consolidez diferite grupuri de oameni pentru companii străine, de ce eu n-aș face asta pentru mine, dacă eu asta știu exact cum trebuie să se întâmple. Și am deschis compania VVT ca și locație, ca și oficiu central în municipiul Chișinău. Eu nu o să merg pe o istorie în care să povestesc că compania mea s-a creat cu $100. Nu este istoria mea. Compania a fost din start cu investiții de peste $10,000. Am investit din start un capital impunător. Capitalul vine din economiile și din câștigul meu ca și Statele Unite, ca și companie de consultanță aici pe loc. Și am început compania din start puternic, cu dreptul, în care am creat din start infrastructura exactă pentru 10 locuri de muncă, de la zero. După care, după ce am organizat partea de infrastructură, oficiu, absolut tot, am început să mă focusez pe tipul de angajat exact care să se potrivească cu obiectivele și valorile pe care eu le știu că are nevoie clientul nostru. Experiențele anterioare m-au învățat să înțeleg că nu poți ține un om angajat doar din prisma banilor, doar din prisma unui salariu motivațional. În cazul în care tu omori un om motivația de a lucra pentru companie și pentru obiectivul final, omul dat nu se mai dedică. Omul are în Republica Moldova nevoie de recunoștință, are nevoie de recunoașterea justă sau directă a efortului pe care îl depune și vrea să vadă în angajatorul său o persoană egal cu el ca și poziție și să nu se simtă frustrat. Da? Asta noi am creat în companie, noi am creat un spirit de familie, noi am creat un spirit de echidistanță și corectitudine și, cel mai important, obiectivitate. Noi n-am judecat din prisma greșelilor sau înălțimii sau grăsimii sau lățimii omul. Noi am judecat egal cu ceea ce vorbește clientul despre el și rezultatul care îl aduce companiei. Și n-am făcut trimitere la careva inclinația lui. La moment, compania VVT Group are 236-240 de angajați activi în lucru. La moment,
Cred că suntem cea mai mare companie de logistică mall-americană din Republica Moldova, piața americană. Avem un număr de 200 de clienți activi și noi am înțeles că formatul nostru de lucru poate crea în viitor și 500 de locuri de muncă. Pentru foarte multă lume, cred că chiar și din rândul angajaților mei sau din rândul concurenților, interesul, câți bani are Victor Tipa, este întrebarea numărul 1. Da? Nu, este foarte ușor să deschizi informațiile oficiale din baza de statistică sau care este raportată oficial în Republica Moldova și să vezi rulajul anual a companiilor pe care eu le gestionez. Da, astăzi eu sunt milionar, doar că milionar în investiții, nu milionar în conturi bancare și în bani care astăzi mi-ar cere cineva $1,000,000, l-aș putea scoate din bancă și l-aș cheltuie. Nu. La 31 de ani m-am luat afară din propria companie și a rămas pe zero și după 5 ani am reușit să construiesc o companie de la zero, care astăzi să plătim milioane de lei salarii și impozite. În momentul în care apare un venit substanțial sau o stare financiară mai bună, clar că viața unui om sau unui tânăr se schimbă radical. Apar oameni care, sau în momentul când n-ai avut nimic, ești într-un cerc mult mai restrâns de oameni dedicați și oameni loiali. În momentul în care lumea începe să înțeleagă că ai un venit mult mai mare, începi să fie mai pe lângă tine, mai lingoșitori, mai fățarnici și să te încerci foarte, foarte des cu diferite promisiuni sau diferite cerințe la care de foarte multe ori merg prin prisma șantajului emoțional și jelii. Eu asta am văzut, o văd în fiecare zi, o văd și mă feresc cumva. Dar mă feresc dintr-o simplă frază pe care taică-mi eu, Dumnezeu să-l ierte, mi-o spunea. Ori de câte ori împrumut banii unui om, ori de câte ori omul își dorește moartea. Ca să-ți mai dai banii înapoi. De ce eu evit de foarte multe ori să împrumut bani, să dau bani, ca să nu atrag energie negativă din partea lor. Eu consider că pentru dezvoltarea profesională și dezvoltarea mentală, practica mea de a vizita diferite conferințe, întâlniri cu oameni interesanți, oameni diferiți, este benefică și ori de câte ori am posibilitatea de a participa la vreo adunare sau la vreo conferință sau la vreo la un eveniment care cuprinde un număr foarte mare de oameni, deci din industria în care eu sunt prezent, da? Sau din alte industrie, din industria altor domenii sau expoziții internaționale, eu prefer să merg, prefer să particip și să cunosc păreri și modele de afaceri diferite în care mă alimentez cu pasiunea și dragostea oamenilor pe care asta o fac zi de zi. Și înțeleg că ce noi facem în viața asta, tracking, dispatch, mobile, consulting, avia, bilete, construcții, absolut ce faci dacă pui dăruire, pui dragoste și pui foarte, foarte, foarte mult sârguință, îți primești. Ca Republica Moldova să devină atractivă pentru investitorii străini, eu consider că este important din partea statului o mai mare implicare la mai multe segmente și mai multe direcții. Prima este partea, am mai spus-o la o conferință recent din Statele Unite, este segmentul bancar, comunicarea dintre antreprenorii mici și mijlocii sau până într-o vârstă de 40 de ani cu domenii noi. Pentru problema cea mai mare acum pentru segmentul bancar este domeniul în care noi activăm, da? Segmentul digital, segmentul în internet sau legat de internet. Doi este schimbarea
programelor de creditare sau de finanțare pentru tinerii specialiști și mai mare accesul lor la diferite programe de finanțare pentru imobile, pentru apartamente. S-a vorbit foarte mult despre prima casă, eu consider că prima casă este un proiect eșuat, el nu funcționează și uneori poate băncile au, nu știu, mă greșesc, un program de finanțare mult mai atractiv. 3 este accesul la programe de finanțare guvernamentale sau din proiecte internaționale sau din proiecte Banca Mondială sau din proiecte din BER sau din proiecte din fonduri de investiții americane. Nu cunosc, da? Dar în cazul în care noi vrem să ne dezvoltăm afacerea, să fim transparenți, echidistanți, corecți, să rămânem să creăm locuri de muncă acasă, nouă ne trebuie un sprijin și o conlucrare foarte, foarte sănătoasă și cu statul. Știți ce înseamnă să fii milionar? Milionar înseamnă să ai grijă față de oamenii tăi, stabilitate pentru compania ta, să lucrezi dimineața până seara, să nu mergi în vacanță 3-4 ani, să nu îți cumperi căsă, mașini în care să leși oamenii fără o stabilitate. Milionar înseamnă mai mult o răspundere și un rol bine definit pe care foarte puțin din noi l-ar putea înfăptui. Mulți cred că milionar este persoana care nu face nimic sau nu vrea să lucreze sau vrea să îmble doar prin vacanță și să se distreze. Nu. Milionar sau milionare sunt persoanele care în spate au foarte multe ori lucrate și foarte multe nopți nedormite și foarte mult risc asupra lor pe care l-au preluat. Victor este un tânăr de la care putem învăța să fim perseverenți și să nu ne dăm bătuți. El ne demonstrează că prin muncă și dedicație reușești să ai rezultate frumoase. Seneca a zis cândva că succesul, în mare parte, stă în voința de a învinge. Așa că și eu vă îndemn să credeți în voi, în forțele voastre și să munciți pentru a atinge acele culmi spre care aspirați. Dacă v-a plăcut monologul de astăzi și mesajele transmise, nu uitați să scrieți un comentariu, să puneți un like și să-l distribuiți ca să-l vadă și prietenii voștri. Mulțumesc!